Este cel de-al doilea contract și proiect pe care l-am demarat privind asfaltarea străzilor din localitatea Poarta Albă. Vorbim despre satul Nazarcea, Galeșu, cum este popular cunoscut, ca să se înțeleagă, pentru că a nu se confunda cu fostul grup social Nazarcea, care acum este culmea. Aici vor fi asfaltate în cadrul acestui proiect toate străzile, plus încă 1,5 km dintr-o lotizare nouă. Este un proiect de 6,5 km. Am asfaltat 4,5 km într-un alt proiect în cadrul localității Poarta Albă. Acolo mai avem de finalizat doar 500 de metri, pentru că este un proiect de 5 km. Acesta este cel de-al doilea proiect care va fi finalizat în primăvară și mai avem un proiect care va începe, cel de-al treilea proiect, care este în cartierul Via, unde și acolo se asfaltează 4,5 km de străzi, practic toate străzile din cartier, plus cel de-al patrulea proiect și ultimul, prin care vom finaliza toate străzilele din comuna Poarta Albă de 15 km, care va demara în primăvara anului următor, pentru că acolo se așteaptă în urma canalizării. Aici este rezolvată, în cartierul Via și în Nazarcea, este rezolvată în totalitate 100% partea de canalizare. În Poarta Albă mai avem în jur de 2 km de canalizare pe anumite alei, străduțe, și de aceea cel de-al patrulea proiect va fi demarat în primăvară, când va fi încheiată partea de canalizare. Galeșu este o comună foarte liniștită, un sat care are un drum județean reabilitat pe fonduri europene și face accesul foarte ușor către Constanța. Este un sat liniștit, are în spate este un deal, un versant pe care l-am împădurit cu 25 de hectare de pădure, chiar lipit de localitate. În partea de nord-est este canalul. Sperăm ca să atragem cât mai mulți oameni care vor liniște prin crearea acestor condiții. Avem apă, canalizare, acum rezolvăm și problema asfaltului, iar ulterior vor veni și gazele. Este proiectul finalizat, începem licitația, sperăm să avem cu cine face lucrarea, pentru că în ziua de azi deja ajungem să ne bucurăm când la o licitație se înscrie cineva. Pentru că datorită lipsei forței de muncă, firmele au mari probleme în a-și asuma proiecte, mai ales proiectele mari de anvergură, așa cum este proiectul de gaze, un proiect de 18 milioane de lei. Un proiect destul de mare și pentru a te putea înscrie trebuie să întrunești anumite condiții ca cifră de afaceri și își pot asuma o astfel de investiție. Este lucrare de la zero, se sapă casetă, se adaugă un strat optimal la 40 de centimetri, se adaugă casetă de strat optimal compactat cu piatră spartă, 0,63 ca granulație. Se compactează, se iau probe de compactare evident și după aceea se așterne un strat de binder, de asfalt, după care se așterne stratul de uzură, în grosime de 4 cm este stratul de uzură și 5 cm binderul. Dacă sunt zile friguroase, sub o anumită temperatură nu se lucrează. Care e temperatura? Care e pragul? Minus 5 grade, chiar până la minus 5. De la minus 5 în sus se poate asfalta. Am adăugat piatră, profilăm și ne pregătim pentru compactare. Avem fază determinantă pentru piatră săptămâna cealaltă. Deci, practic, strada Brândușelor are o lungime de 780 de metri, pe care suntem acum, o să fie pregătită pentru asfaltare. O zi, două, cât va dura? Cam două zile. Pe distanța de 780 de metri, două zile. În două zile suntem gata. Ce lățime are? Are lățime de 5 metri carosabilul și cu acostamente stânga-dreapta de 50 de centimetri. Vor avea și rigole? Adică sau? Rigole pe partea stângă, cum vedem aici, rigole la adâncime de 40 cu lățime de 90 în partea superioară.